Am achiziționat 3 compactoare, 2 compactoare de 12 metri cubi cu sistem de compactare clasic și 2,5 metri cubi sistem de compactare doar pentru pubele și un compactor de 20 de metri cubi. Sunt soluții, cele mai bune soluții de piață sunt compactoare Euro 5 de anii 2012-2014 cu sistem de compactare Gesing Norba, care este cel mai bun sistem de compactare existent la ora actuală pe piața, pe această piață a compactoarelor folosite pentru transportul gunoaielor. De asemenea, șasiul Mercedes este un șasiu specializat pentru servicii municipale, un șasiu care are caracteristici speciale, este o mașină mult mai joasă care se poate ridica în funcție de necesitate, cu uși mari, cu vizibilitate foarte mare la geamuri. În ultimii 10 ani nu s-au mai făcut achiziții la Urban Servio, de altfel mi-am propus ca în momentul în care voi pleca de aici tot parcul auto să fie minim Euro 5. În perioada următoare vor veni și celelalte două compactoare noi, Euro 6, pe care le avem cu sprijinul colegilor de la Consiliul Local, cu sprijinul domnului viceprimar Cosmin Andrei. Valoarea investiției totală pe cele 5 compactoare depășește 200.000 de euro. Aceste utilaje pot colecta și deșeuri selective, concomitent cu deșeurile menajere. Și este de apreciat de asemenea intenția de a reînnoi parcul auto, pe care am sprijinit-o cu finanțare de la Consiliul Local.